Am văzut că se discută și despre un al treilea candidat la președinția PNL. Chiar Florin Roman spunea tot la puterea știrilor că vor fi minim trei candidați la funcția de președinte. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Chiar nu prea cred că o să fie și al treilea candidat, dar este posibil. Nu, chiar nu-mi dau seama cine ar putea să fie al treilea candidat în aceste condiții. Cred că este greu să aibă șansă un al treilea candidat. Se vorbea despre Dan Motreanu ca variantă, spre exemplu, de al treilea candidat. Ce părere aveți? Nu cred că Dan Motreanu va candida. Dacă ar fi dorit să candideze, și anunța intenția din timp, din discuțiile pe care le-am avut cu Dan, va fi în echipa Orban. Așa că nu văd, chiar ne dorim să fie într-o funcție importantă în echipa noastră. Dan Motreanu este un om cu experiență, este un om echilibrat care cred că poate să aducă un plus fără probleme echipei câștigătoare. Dumneavoastră veți candida la o funcție la congresul din toamnă? Da, o să candidez, dar încă nu m-am hotărât la care dintre ele, oricum nu la președinte, asta este foarte clar. Deci sunt în echipa lui Ludovic și să văd din ce poziție voi candida.